Vizionați în continuare pe Exclusiv TV ședința integrală a Consiliului Local din Comuna Cleja, județul Bacău. Vizionare plăcută! Consilier, ați fost convocat în ședință ordinară, extraordinară, conform dispoziției numărul 65 din 8-a 2-a 2024. Din consultarea condiției de prezență, rezultă că din cei 10 consilieri convocați, prezenți sunt 8 fizic, domnul Jitaru participă online, iar domnul Salca, înțeles că întârzie. Ședința este statutară. Ordinea de zi este următoarea. Depunerea jurământului de către suplianții ale căror mandate au fost validate prin încheierea judecătoriei Bacău în dosarul 867 din 180/2024 din 2601/2024. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Comuna Cleja, județul Bacău pentru anul școlar 2023-2024. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al Unității Administrative Teritoriale Comuna Cleja pentru ședința adunării generale ordinare a SECE Compania Regională de Apă S.A. din data de 28-a 2-a, respectiv 29-a 2-a 2024. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului management centralizat pentru implementarea instrumentului economic plătește pentru cât arunci în area de delegare a operatorului SECE Soma SRL. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlul gratuit a dreptului de uz și servitude către SC Delgaz Grid S.A. asupra unei suprafețe de teren din sat Cleja, strada Iasomiei, strada Trei Cruci, strada Lungici, strada Republicii, comuna Cleja, județul Bacău. Proiect de hotărâre privind alegerea președintului de ședință al Consiliului Local al Comunei Cleja pentru o perioadă de cel mult 3 luni, începând cu prima ședință din luna martie 2024. Proiect de hotărâre privind necesitatea și oportunitatea aprobării obiectivului de investiții dotarea OAT Comuna Cleja, județul Bacău cu două stații de reîncărcare pentru vehicule electrice. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare numărul 7 din 2-a 2-a 2024 și aprobarea vânzării imobilului teren din domeniul privat al Comunei Cleja, județul Bacău, situat în intrabilanul localității Cleja, în suprafață de 250 de metri pătrați, identificat cu număr cadastral 61862. Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile înaintate de către doamna Cătălina Cristina Șuștac împotriva hotărârii Consiliului Local numărul 108 din 29-11-2023. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Cleja, județul Bacău pentru anul 2024 și diverse. Toate proiectele au fost inițiate de către domnul primar Petru Pișto. Cine este de acord cu ordinea de zi? Deci, domnul... Da, și domnul Jitaru. Deci, 10 voturi pentru ordinea de zi, da? Domnul președinte, vă rog să relați. Trecem la punctul numărul 1. Depunerea jurământului de către suplianții ale căror mandate au fost validate prin încheierea judecătoriei Bacău în dosarul numărul 867/180/2024 din 26-a 1-a 2024. Deci invităm în ordine pe domnul Gigo. Subsemnatul Marco Giurdo Gheorghe, consilier local al Consiliului Local Cleja, cu multe așa. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Cleja. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Thank you.
sunatul copilului la consilier local, la consiliul local, că era cumul care trebuie de articolul 180 din ordonanța de urgență, la guvernul numărul 57 pe 2007, privind aprobarea acordului administrativ cu modificările și comentările utilitoare, de până în fața consiliului local, următorul domnul. Își vreau să respect Constituția și legislării și, de fapt, cu bună credință tot ceea ce putem putere și principiile mea pentru dinele locuitorii comunei Clești. Așa să ne ajute din urmă. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceterea mea pentru binele locuitorilor comunei Pleza. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu. Trecem la punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Cleja, Comuna Cleja, județul Bacău, pentru anul școlar 2023-2024. Faceți propuneri, vă rog. Vă rog, faceți propuneri. Doi consilieri. Domnul Gildo. Și eu propun pe domnul Joca. Deci, domnul Hovorici. Pe domnul Gendo. Pe cine? Domnul... Iarfie. Păi nu mai e la domnul... Nu mai merge domnul Joca. Am decizia de... De revocare din funcție. Au fost pedepsit, am înțeles. Dacă nu s-a prezentat la ședință. Doamna... Pe doamna... E bine care au copii la școală. Nu are nicio legătură copii cu Consiliul de Administrație, nu-i de... Dacă nu s-ar fi am copii mică, ca să știu. Bun, haideți, păi, altcineva, dacă are copil mic acasă și nu poate merge. Eu nu mai sunt compatibil, deoarece am fost propus în altă funcție, tot la școală, și doamna directoare mi-a zis că... Da, nu mai să propune pe domnul Lăslău. Cum? Domnul Lăslău. Domnul Lăslău, el are timp. Are timp, da. Cine? Domnul Lăslău. Domnul Lăslău. Am cheptat domnul Lăslău. 45 ani. Ah, perfect, e pe acasă. Deci cine îl propune pe domnul Lăslău? Eu îl propun pe domnul Lăslău. Deci în Consiliul de la școală. Administrație, da. Ei, hai să vii la o ședință, la două luni, la trei luni, pentru o ședință. Și te anunțe din timp. Da. Împarți bani. Da. Nu se vede ce e nimic de casă. Mai frumos. Cumpăr instrumente muzicale la școală. Da. Dacă sunt discuții pe marginea... Da, stai să vă dau buletinul de vot. Da, 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 așteptăm. Nu se poate...
Votăm fără buletinul de vot. Așa bun. Așa bun. Dintele, nu? Da, cei care n-au fost încă, uite, mă, nu vor ei. Au fost toți. Cum au fost toți? De ce ieri să vin peste? Nu, nu-i frumos așa. Nu vrei? Bine, așa-i trebuie să ne-i trebuie. Dar nu e văzut. Eu. Tu nu văzut? Nu sunt vădre, văzut. Nu văzut. Nu știu ce-a fost cu dar mă, știi vorbești. Nu eu, mi se pare, n-ai urmărit toate filmuri. Veți fi fa, de cu fiecare. Nu mai dai și eu niște pixuri, nu vreau să fie bine așa, mă, că nu. E bine, că vreau să mă vreau. De pare. Ați făcut șurnă? Domnul Jutaru era. Domnul Jutaru participa. Unde a participat? Aici trebuie să se plece. Și exact, dacă sunteți de acord, dacă nu sunteți de acord. Domnul Jutaru, sunteți de acord? O regizit am unul. Care va face de aici? Gifon, nu? Leșeafă, nu? Le ascunde. Nu-i bala, nu. Avem un fel de lung. A, distrugeți cineva. Se trage pe te-ai camion. Cu lemn. Gat, distrugeți-ne cu lumea. Nu-i dat, nu-i dat. Nu, ca, eu nu te duc la felicită. Vrea acum, vrea acum. Cum te-ai duc? Da, da. Da, mers online. Cum? Mers online. Mai un cadou. Mai un cadou. Mai un cadou. Deci se crede și la vedea. Nici să vezi cu bandul. Nu. Da, da, da. Toți ați fost de acord. Da. Deci cu 12 voturi și cu domnul Laslă, cu domnul Jutaru, 13. Supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Vă mulțumesc. 13 voturi pentru, da? Da. Trecem la punctul 3. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al unității administrativ-teritoriale, Comuna Cleja,
Comuna Cleja pentru ședința adunării generale ordinare a SECI Compania Regională de Apă Bacău SA din data de 28.02.2024, respectiv 29.02.2024. Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect. Reprezentant este domnul primar. Să știe. Supunem la vot, dacă nu mai sunt discuții. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Domnul Jidaru? Pentru. Da. Trecem la punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului management centralizat pentru implementarea instrumentului economic plătește pentru cât arunci în area de delegare a operatorului SECE Soma SRL. Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect. De ce constă? Plătești cât arunci. Se va implementa un proiect în care o să vină, deci trebuie să cumpărăm pentru microcipare, o să microcipeze fiecare tomberon în parte, iar când vine operatorul la operatorul să ridice tomberoanele, ai să ai dreptul numai la un tomberon. Al doilea tomberon se nominalizează, se plătește. Se plătește. E numai pentru reciclare? Da, trebuie specificat doar pentru menajer. Și pentru și pentru? Și pentru menajer. Păi, pentru menajer. Pentru menajer, pentru pentru reciclare. Nu. Dacă mai sunt discuții. Dacă nu sunt, supunem la vot. Ordinea de zi. Cine este pentru? Domnul Jitaru. Pentru. Vă mulțumesc. Trecem la punctul 5. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute către SECE de gaz green asupra unei suprafețe de teren din sat Cleja, strada Iasomiei, Trei Cruci, Luncii, strada Republicii, Comuna Cleja, județul Bacău. Se vor, dacă... face niște, se vor face niște lucrări în care se vor monta trei stări pe domeniul public. Și metrul ăla pătrat care ocupa acel stău trebuie să fie aprobat din nou. Dacă sunt discuții primate în acest proiect, dacă nu, să supunem la vot. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Toată lumea, da? Da, da. Domnul Jutaru, da. Trecem la punctul 6. Proiect de hotărâre privind alegerea prezidentului de ședință al Consiliului Local al Comunei Cleja pe o perioadă de cel mult 3 luni, începând cu prima ședință din luna martie 2024. Cine face propunere? Domnul Savo. Deja, deja, eu aș fi de părere că cine n-a fost încă din veche... Haideți să se facă și o altă propunere. Cineva, dacă mai propune pe altcineva. După cum domnul Cadar. Domnul Cadar a făcut, eu aș propune persoane și care nu au fost. Nu e o problemă să facă. Domnilor, dar nu mă mănâncă nimeni că președintele de ședință. Conform regulilor, domnule Gino, persoanele, tot consilierea au obligația să facă, măcar o dată, tipul mandatului, să fie președinte de ședință. Eu am făcut, nu e o problemă de a face, dar nu este corect. Păi cine n-a fost? Propune. Nu a fost. Haideți, propuneți domnul pe altcineva și gata. Păi nu, eu nu pot să propun că a fost domnul. Nu, tu ai fost propus, dar și tu mi-a făcut domnul. Haideți să vă omul. Cine a făcut, cine nu a făcut până acum? Nu a fost ca de exemplu, din toți ăștia care sunt aici, domnul Gidu, nu a fost domnul Cochiorca, nu a fost domnul Lator, nu a fost domnul Sacă, nu a fost domnul Savon, nu a fost domnul Ișa, doamna Geral, nu a fost domnul Gitaru, nu a fost. Haideți primile aleși. Domnul Întrode, care e cel mai vechi? Eu îmi propun pe Mihai, dacă sunteți de acord. Păi nu, Mihai a fost. Nu putem ieri dat pe Mihai. Dar stai o secundă, dar dacă... Păi nu. Haideți, dacă l-au propus. Dar uite, noi vorbim una și noi să ziceți altceva. Propuneți dumneavoastră. Eu propun pe domnul Gildo. Da. Sunteți de acord, domnul Gildo, să fiți președinte? Ok. Da. Supuneți la vot, oricum. Sunt date propuneri? Nu, din alea două persoane. Sunt două persoane. Deci, luăm la vot propunerea domnului Dejan pentru domnul Sabău. Dacă nu vrea, votul mă potrivit. Deci, pentru domnul Sabău. Eu l-am votat singur. Deci două voturi pentru? Atât? Da. Deci două voturi. Pentru și restul împotrivă. Restul abțineri sau împotrivă? Abțineri. Abțineri. Și vor vine mai bine. Da,
ani. Regulile sunt reguli, nu le încălcăm în domnul, deci pe bunul plac. Aici sunt niște reguli care trebuie aplicate. Deci pentru domnul Gildo? Unu, doi, numărat, mai ești, ridicat mâna. Eu mă abțin. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, deci domnul Gildo va fi președinte de ședință începând cu 1 martie 2024. Vă aduc eu ce aici. Trecem la punctul 8. Supunem la vot. Alegerea domnului Gildo. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Deci treci pe votul, da? Da, trecem la punctul 8. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare numărul 7 din data de 2-2-2024 și aprobarea vânzării imobilului teren din domeniul... Președinte, proiectul numărul 7. Să zic proiectul numărul 7. Numărul 7, domnul. Proiectul 7. Cer scuze. Proiectul numărul 7. Proiect de hotărâre privind necesitatea și oportunitatea aprobării obiectivului de investiții în dotare UATE Cleja, județul Bacău, cu două stații de reîncărcare pentru vehicule electrice. Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect... Să mă explice, domnul primar, ca să unde, audă toată lumea. Să cât finanțăm? Cum facem? Da, imediat. Pentru aceste două întrebări, pentru aceste două stații, nu am primit un punctaj la... Da, da, da. Deci, da, da, da. Deci astea vin la pachet noi am avut, făcut, practic. Nu că le-am făcut de capul nostru. Nu, nu, nu. Pentru ca să obținem finanțare pentru școala Somușca, ni s-a cerut, adică luam puncte dacă obțineam, implementam și două stații de încărcare. Statul ne asigură contravaloarea acestor stații de încărcare, dar nu ne asigură partea de alimentare a acestor stații. De branșare. Și, deci, toată valoarea... statul dă 50.000 de euro, iar nu știm cât va costa alimentarea. Acum se obține avizul de racordare a acestor stații. Practic asta este lucrare. Iar pe viitor, totuși, ele vor fi utile, cred. Rețeaua suportă, practic, să montăm aceste stații electrice? Am cerut, tocmai de asta, în urmă pot să spun că de prețul acum la utilități, la alimentarea cu energie electrică, am cerut de la E.ON, pentru postul de transformare de la Valea Mică, avem rezervă și acolo se poate face, iar aici la Buda, pentru că acolo se alimentează și am vrut să facem la Buda, unde se face sala de sport, dar pentru că acolo se alimentează și sala de sport, unde trebuie o putere instalată de 80 de kW, postul de transformare eram obligat să facem un alt post de transformare, că nu suportă, și atunci am căutat o altă locație, însemnând PT6 aici, deasupra primăriei este postul de transformare, care nu este încărcat. Și vrem să punem această stație, unde este cooperativa aici, deasupra de drumul mic. Am amenajat spațiul, am pus niște pământ și acolo vom monta cele două stația care va alimenta acest punct. Nu se poate vorbi cu cei de la Delgaz ca să mărească un pic sau să schimbe, eu știu, puterea la transformatoare, fiindcă am niște cunoștințe care au panouri fotovoltaice, ca de exemplu, rețeaua fiind încărcată cu energie de multe ori, se decuplează, practic ei nu pot să fac dosare de prosumatori, în schimb nu funcționează sistemul, fiindcă rețeaua este prea slabă și dacă totuși avem nevoie și pentru stație, avem nevoie și pentru să vorbim să mărească un pic puterea, să deschid, eu știu să fac. Nu, aici, acum, cu prosumatorii este o altă discuție. Nu rețeaua, nu postul de transformare în sine nu duce. Nu duce rețeaua, pentru că ori e departe, ori rețeaua de joasă tensiune. Aici așa, tocmai de asta am vorbit cu E.ON-ul, ca să vedem dacă avem rezervă de putere.
Cu dergazul, cu dergazul, sigur, ca să avem rezervă de putere în posturile de transformare. Și mi s-a confirmat că aici așa avem o putere de 60 de kW, postul de transformare mi se pare că este de 250 de kW, deci avem unde să băgăm această putere. Aceste stații au în jur de 80 de kW și aceste stații. Deci este destul de puternice și au nevoie de multă energie. Și avem nevoie, deci avem de unde lua. La Valea Mică, la fel, postul de transformare, mi se pare că este mic, dar revine sarcina lor ca să pună un transformator mai mare. Dacă crește puterea, să aibă unde să pună. Aici la Buda nu are, pentru că deja transformatorul de 250 și 250 de kW este puterea maximă care se poate monta aerian. Și atunci ne-a obligat pe noi să facem un post de transformare separat pentru noi. Domnul Gildo, domnul primar, după ce se implementează, alimentarea va fi contra cost sau îmi iau eu mașină electrică și mă duc acolo și o las peste noapte să alimentez? Va fi contra cost? Va trebui să plătim? Deci, se va face și o taxare? Se va face ceva? Sau? Este tot așa. Nu știu, întreb. Poate o văd în free. Nu știu. Păi se va pune un contor, cred că, nu știu, dar cred că va avea un contor. Cine va să vă plătească? Cine plătește, cine cumpără, plătește. Da, cred că plătește. Da, da. Cine la Oșan, la Oșan, cu cași doar. Acum, nu ce ați spune, deci își permite ca să atragurile zi, își permite să finanțeze. Poate și nu ne face turism. Stația respectivă, deci Uniunea Europeană ne dă bani pentru a executa aceste lucrări, dar nu și consumul energiei pe care fiecare plătește, pentru că stația are un contor acolo care zice, domnule, asta e încărcat. Deci va trebui Exact. Domnul inventiv se duce cu mașina, face plinul și pe urmă te duce acasă și bagă în priză și alimentează casa. Da, eu... Românul este inventiv, aici ar trebui făcut un amendament să scriem în proiect că cel care alimentează plătește. Ca să nu ne trezim în primul că zice cu fără. Când se face un amendament prima dată cu mașina la încărcat, o să vadă că nu se singurul din consiliul care are mașină cu încălcare, domnul Poborici. Dacă mai sunt discuții pe marginea acestui proiect. Dacă nu sunt... Mai am o întrebare aici. Tot și anul trecut am vorbit despre aceste stații, și acum 2 ani, parcă. Când o să fie aceste stații montate până la urmă? Că dacă nu le mai votăm și la anul o dată, le mai punem în ordinea de zi. Dacă vreți să ne spuneți, vă rog. Vă spun. Un proiect are mai multe etape în care începe de când ia naștere, de când vine ideea și până când implementezi un proiect, noi venim de 8 ori, de 10 ori și venim și facem proiectare. Se face un studiu de oportunitate, un studiu de fezabilitate, se face un proiect tehnic, se face după ce ai făcut și proiectul tehnic, te duci și obții bani de la guvern. Guvernul spune, domnule, dăm bani pentru aceste, deci obții licitații. De fiecare dată venim în fața dumneavoastră ca să aprobați sume, să aprobați DALI-ul, să aprobați PTH-ul, să aprobați SF-ul. Din cauza asta mi se pare, dar așa este regula, n-ai ce face, asta sunt legile. Deci să înțeleg că de fiecare dată, dumneavoastră veniți cu un proiect în fața noastră, noi îl aprobăm și începem. Plătim și iar plătim. La anul iar o luăm de la început, nu, iar plătim. Nu, păi am semnat contractul de finanțare, am fost la București. Toate, ca să vă spun, toate proiectele care sunt în derulare acum, avem finanțare, deci avem contracte de finanțare, suntem la faza de licitație. Ok, mulțumesc. Deci, în vara asta pornim toate școlile. Eu vă garantez. Inclusiv stațiile astea se vor face anul ăsta, se vor face cele 3 școli, se vor face drumurile astea pe Anghel Salini, care avem 120 de miliarde și acolo, se vor face drumurile pe banii noștri, se vor face gazul la Valea Mică, mai facem un gaz după ce terminăm gazul la Valea Mică, începem un alt proiect care vine în prelungirea gazului și o face, avem 9 miliarde și acolo pentru Somușca, deci avem 400 de miliarde acum la ora actuală care vor trebui să vor trebui consumat pentru finanțările care le avem pe proiectele europene.
Deci, să aveți încredere, suntem în ultimul an, un ciclu de finanțare durează 4 ani. Dar noi facem, sigur, totdeauna ne pregătim cu proiecte, dar până nu se deschide o axă de finanțare, o linie de finanțare, tu nu poți să implementezi acel proiect pentru că nu ai bani. Banii vin de la Uniunea Europeană, până se aprobă și la ei. În ciclu începe de 4 ani. Ei încep să facă un proiect acolo la Uniunea Europeană și spune, vom finanța în România, dăm banii ăștia pentru agricultură, pentru sănătate, pentru armată, pentru toate liniile. Și după ei încep să deschidă linii de finanțare pentru școli, pentru investiții. Astea sunt. Deci, astea proiect. Un ciclu durează 4 ani. Da? Deci să înțeleg că în cazul în care noi până pe 8 iunie nu reușim să băgăm gazul, să turnăm asfaltul, să facem canalizare și toate alea, începem un nou ciclu după 8 iunie, încă 4 ani. În momentul când tu ai scos lucrarea la proiectare, lucrarea la licitație și ai adjudecat lucrarea, deja lucrurile merg în continuare și următorul ciclu, problema a fost de finanțare, deci am avansat contractul, ei au asigurat finanțarea, iar execuția lucrării merg până în 2026. Deci ca și lucrare, știți? Era vorba de până închei tu contractul. Când ai încheiat contractul, el se duce sigur în continuare. Sala de sport până în iunie o să fie gata, o să vedeți. Deci, dacă nu mai sunt discuții, supunem la vot proiectul numărul 7. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Și domnul Ștarlă. Trecem la următorul proiect. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare numărul 7 din data de 2 februarie 2024 și aprobarea vânzării imobilului teren din domeniul privat al Comunei Cleja, județul Bacău, situat în intravilanul localității Cleja, în suprafață de 256 de metri pătrați, identificat cu numărul cadastral 61.862. Aici pot, la domnul Iștov Radeal, în Alexandrina, el a avut un teren concesionat de la primărie, nu știu de câți ani, din 2015 ani, cred că sunt 20 de ani. Are o fășie de teren, nu știu, de 6 metri, 7 metri pătare, 250 de metri, care se duce până jos. Omul a venit acum și a optat pentru ca să plătească, pentru că a deja făcut investiții pe acea bucată de teren și a zis, domnule, conform legii, dați-mi și aprobați-mi și mie vânzarea acelei bucăți de teren, nu toată ziua vin în fiecare an 3 lei, 3 lei, 3 lei. Omul vrea odată să cumpere terenul și să fie terenul lui. Deci vrea să aibă siguranță. Legea ne dă voie, am făcut toate demersurile, am făcut o expertiză, evaluare, am făcut toate procedurile legale care urmează a fi, care trebuiau urmate, le-am făcut pe toate, așa că dumneavoastră acum decideți dacă puteți să dați acea bucată de teren pentru vânzare. Dacă sunt discuții, pe legal, legale, da, legale. Dacă nu mai sunt discuții, spune la vot. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Și domnul Ștarlă. Și domnul Ștarlă. Da. Trecem la punctul numărul 9. Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile înaintată de către doamna Cătălina Cristina Șuștac împotriva hotărârii Consiliului Local numărul 108 din 29.11.2023. Doamna secretară, dacă ne puteți explica. Despre contestă hotărârea Consiliului Local cu privire la reorganizarea aparatului de specialitate și faptul că postul de șef birou a fost la conform legii. Conform legii, da. Bun, dacă îmi permiteți la punctul ăsta, la punctul 9, să fie legal, să fie totul în regulă, ca să nu ne trezim cum am mai plătit și în alte dăți, că am votat și pe urmă am avut probleme cu dacă... Dar ea nu dă afară, domnul Cadar, ea rămâne. Nu dă afară, totuși noi avem un... plătim un consultant juridic, eu cred că era bine mai întâi să ne consultăm cu persoana respectivă și cu avocatul respectiv, să fie totul legal. Ne-am consultat, ascultați-mă, a apărut legea când a apărut, în septembrie, parcă nu, prin care prevedea ca la sfârșitul octombrie a apărut legea prin care trebuie să desfințeze șefii de birou. Nu? A venit. Noi a trebuit și o zi de pe data de 1 decembrie, începând cu 1 noiembrie, trebuie să facem aceste aprobări. Noi imediat am luat act de apariția legii și am
venit o hotărâre în fața dumneavoastră și ați fost de acord ca să desfințăm contul de șef liber. Între timp, legea s-a schimbat și a spus că dă o prelungire până pe până 30 iunie. Acum ea solicită, domnule, să revocăm acea hotărâre de Consiliul Local ca ea să fie șef birou până, până pe 30 iunie. Cam asta este toată soluția. Dar ea, la, ca și salar, ca și venituri, deci chiar dacă ne dă în judecată, poate să spună instanța, să spune, domnule, puneți-o înapoi, șef de birou. Și atât. Dar noi nu avem ce plăti ca și sume împotriva. Deci asta a fost. Ea dorește să fie șefă de birou. La mine era ideea să nu ne trezim într-o fază în care eu zic că nu ne trezim. Să plătească din nou, eu știu, bani pentru... Nu ne trezim. O să... Mulțumesc. Da, bine. Dacă mai sunt discuții, dacă nu se supune, la vot. Cine este pentru? Deci câte voturi pentru? 13. Și domnul Mutaru. Abțineri. 12. Trecem deci la... o singură abținere. Stați, domnul. Abținere, da. Deci 12 voturi pentru, da? Și un vot abținere? Stați-o de acolo, da. Domnul Cada? O votat. O votat. Pentru. Da, și domnul Marcu s-a abținut. Cum? L-ați obișnuit cu el așa. Cumva trebuie să fiu și eu. Nu, a fost o surpriză plăcută pentru mine. Mulțumesc. Nu, deci când este ok, de ce să nu votez? Deci când am îndoiere, atunci... Da, trecem la punctul numărul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunii Clejul, județul Bacău, pentru anul 2024. Aici dacă avem discuții. S-a discutat, ne-am adunat, am discutat toate problemele, doar dacă mai e ceva, au apărut ceva particularități din partea cuiva. Dacă nu se trece la vot. Dacă îmi permiteți. Totuși este bugetul local și eu cred că ar fi bine să luăm punct cu punct și să le discutăm. Că vineri nu am reușit să ajung din niște motive, ședința vineri nu a fost filmată și eu cred că și comunitatea are interesul să vadă despre ce e vorba, că tot ce e bugetul local și da, sigur trecem pur și simplu. Și o să-i explic că ca să știe toată lumea, cu banii care nu se cheltuie, ce se întâmplă cu ei. Adică... E un punct cu punct și să dezvoltăm aceste puncte. Deci am adus-o pe doamna Mihaela să ne explice tot bugetul de venituri și cheltuieli. Vedem câți bani avem, câți bani cheltuim. Dacă doriți să intervin și eu la proiecte care să putem încă o dată să trecem prin toate proiectele care le avem, în ce fază sunt ele, cel mai bine ar fi să enumerați proiectele care sunt prinse în buget. Da. Și, bineînțeles, poate să spună în linii mari veniturile da. Și ce excedent și ce folosim pentru aceste proiecte. Interesează să spună dezvoltare. Da, pe veniturile întâi ca să... Da, atunci haideți să deci, construcția bugetului este următorul. La venituri aveam 34.666.489. Venituri care au fost structurate pe secțiunea de funcționari și secțiunea de dezvoltare. La secțiunea de funcționari 11.141, care se compune din 6.787.000 sume din TVA, 775.000 sunt bani de încălzire care o să vină, 1.811.000 veniturile proprii ale noastre și 1.768.000 sume din impozitul pe venit. La secțiunea de dezvoltare, veniturile sunt în sumă de 23.525.489, care se compune din planul și regulamente de urbanism 300.000, vorba de PUG, vom primi banii de la Consiliul Județean, finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală 623.000, avem bani de primit de la PNDL pentru grădiniță, Anghel Sarini 12 milioane, fonduri europene nerambursabile 5.821.743, sume aferente acestor fonduri europene nerambursabile 1.106.130,
Sume pe AFIR avem 23.510, pe FADR 123.738, școala care este pe AFM 3.527.368. Deci astea sunt veniturile. Cheltuielile de dezvoltare sunt mai mari, cu 11.892.361, bani care vor fi acoperiți, adică cheltuielile vor fi acoperite din excedentul anilor precedenți. Fac, deci la sfârșitul 31 decembrie, noi ne-am închis cu un excedent din anii precedenți de 12.363.442. Utilizăm 11.892.361 și ne rămân neutilizați pentru investițiile care vor fi în cadrul anului 471.081. Pentru că cineva întreba de excedent, ce se întâmplă. Deci dacă noi cheltuielile le-am pus pe cheltuieli de dezvoltare, dar dacă ele nu se vor face, la sfârșitul anului rămân și intră în excedentul anului următor. Și cheltuim anul viitor. Și cheltuim în anul următor. Asta e bine, deci tu, când alții credeți că îi băgăm. Deci, totdeauna când te rămân la sfârșitul anului bani, banii se reportează de pe un an pe celălalt. Așa că n-are nimeni, n-are cum să iei nimeni. Acești 4 ani am făcut economii și totdeauna am sperat la aceste proiecte când se finalizează, ca să avem de unde pune noi din banii noștri și să nu trebuiască să luăm credite. Pentru că majoritatea instituțiilor publice, unde nu au bani, se duc și apelează la credite. Noi nu avem deocamdată, nu trebuie să luăm niciun credit. Vom vedea în parcursul anului ce va fi. Astăzi la ora 9 avem ședință, este ședință la Consiliul Județean, ne mai dau și ei 4 milioane. O să ne le. Dacă vreți să citesc un pic mare proiectele care sunt în gelul arenă, care se vor face anul ăsta, au mai fost și chide, dar încă o dată trecem prin ele. Dacă doriți să le analizăm punct și punct și cât finanțăm, când e gata, putem. Dacă nu, le trecem o dată în revistă și cum doriți. Avem modernizare drumul Sătești în Comuna Clea, județul Bacău. Asta de 12-120 de miliarde. Noi avem 522.000, de 5 miliarde punem din banii noștri, însă 120 de miliarde vin din fonduri europene. Suntem la faza de autorizații de construcție și începem să scoatem la licitație. Avem mici probleme cu trei străzi, pentru că ei, când au venit Poimu, au schimbat. Știți că trebuia să facem stația de epurare undeva în Valea Mică. Au schimbat fără să ne întrebe și ne-au pus pe niște străzi unde se străzile, să avem trei străzi care se suprapun cu lucrările de la CRAB. Încerc să scot aceste acte de la CRAB în care să ne dea voie să lucrăm și să facem aceste străzi pentru ca și ei când vin cu canalizarea să nu ne strice drumul. Avem școala gimnazială. Ați, vă rog frumos, termenul de finalizare. E termenul? Nu. Noi avem contractul semnat. Avem, trebuie să fac un proiect pentru, avem niște stări care sunt și ne deranjează, trebuie să scoate. Finalizarea nu vă pot spune, dar cu certitudine în două luni de zile avem scoatem la licitație. Finalizarea, dar cred că tot anul ăsta se va finaliza, ca să-ți dau un răspuns concret. Pentru că dacă după ce ai făcut licitația, un drum de 100 de miliarde, să spunem, în 4-5 luni, o firmă mare face repede. Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei la școala gimnazială numărul 2 din Comuna Clea, județul Bacău. Aici am luat acești, haideți vă spun câte să finanțarea. 3.963.000 toată finanțarea, din care fonduri europene din 26.514.464. Noi venim cu contribuții de 13.118.898 de lei. Până acum am cheltuit 3.350.000 cu proiectarea și cu toate. Deci astea sunt. Aici suntem, se lucrează la DALI, cât de curând, deci și aici avem contract semnat, avem finanțarea asigurată,
tot în până în primăvară sper să scoatem la licitație. Reabilitare, modernizare și dotare școala gimnazială Somușca, satul Somușca, Comuna Crește sub Bacău, dotarea UAT Comuna Crește sub Bacău cu două stații de reîncărcare. Am mai discutat problema, situația despre lucrarea asta. Total valoare de lucrare 38.129.833.812.913 lei, din care din bugetul statului sau pe fondurile banii alocați 1.902.213 lei. Aici am cheltuit 4 milioane până în prezent, 400 de mii până în prezent. Suntem la faza de DTAC, în două luni avem autorizație de construcții și se scoate la licitație. Proiectare, execuție, dotare, OAT Clej, acum una Clej de sub Bacău, cu două stații de încărcare. Am discutat și nu mai este cazul să discutăm. 292.900 din partea statului. Noi am, până acum, partea noastră ar fi 115.000, nu? Dotarea cu mobilier și materiale didactice, echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și unităților conexă din Comuna Crește sub Bacău. Suntem la faza de... Deja suntem, se lucrează la licitație. Suntem în grad de licitație, lucrăm cu un consultant, vin cu niște... Sunt niște situații care... sunt mărunțișuri de acum, știi, ca să spun așa. Sunt în fază de licitații, cât de curând să vedem cine e câștigătorul și să punem în aplicare proiectul. Construire sală de sport în Comuna Crește sub Bacău. Partea noastră de care de finanțare avem 125.000, în care pot, cred că este achiziționarea terenului de la așa și am făcut și utilitățile care trebuie să asigurăm. În rest, statul vine cu finanțarea, cred, în jur de 1.000.000 de euro. Amenajare, loc de joacă și pentru copii, școala gimnazială și recreere pentru copii, este pe egal. Avem pe fonduri europene, tot pe egal. Suntem în faza de licitație, trebuie să scoatem la licitație. Toate valoare, amenajare, stai așa, să vă spun că este fonduri europene, 147.247 și de la noi vine 290.334. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău în perioada 2014. Acum, cu CRAP, vorbim de lucrarea pe programul operațional pentru infrastructură mare. Noi avem 6 milioane de euro care avem acordați. Noi am venit acum cu 174.000. Nu știu ce reprezintă, trebuie să avem și noi contribuția noastră. Ei vin cu 6 milioane de euro și noi depunem banii ăștia. Deja am înțeles că s-au înscris vreo 2-3 firme care sunt la licitație. În luna august se dă câștigător. Până atunci se face evaluarea proiectului. Dacă îmi permite la punctul ăsta. Da. Am înțeles că canalizarea va fi făcută, practic va fi o magistrală pe străzile cele mai importante și în rest străduțele o să fie pe alte fonduri, da. Proiect. Nu credeți că ar fi bine, dacă totul se fac săpăturile, se face canalizare, se facă totodată, să nu ne trezim cu ulițele neprinse la canalizare, eu știu, și eu, să mă aștept numai că 20 ani până mai vine un alt proiect. Dacă totul e finanțare, poate se poate suplimenta și să facem în tot satul. Proiectul este pe COIM, Programul Operațional pentru Infrastructură Mare. Vine din urmă cu vreo, cred că 10 ani are proiectul ăsta de când tot îl bibilim și tot facem schimbări, modificări. Avem consultanță la Bacău de acolo, cineva verifică, ăștia de la consultanța, de la fonduri europene, verifică și ei proiectul să vadă dacă e fezabil. Într-adevăr s-au stabilit și eu vă pot spune cam care sunt străzile pe care se fac. Deci este strada principală, începând din Alexandria și până la Buda, strada Armoniei, strada Soarelui care se duce până în Somușca, mai este strada
N-am acum toate străzile, ca să spun, stadionului se face, armoniei se face, strada Unirii este, imediat și mergem pe lângă strada principală europeană până în Valea Mică, după care merge pe strada Siliștei, strada pe acolo se face, pe acolo va trece conducta care merge conducta de defulare și deversarea se face în stația de la Bacău. Deci, Nicolae Bălcescu, la Bacău. Sigur. Deci toate comunele astea care sunt în programul POIM, inclusiv Faraoane, inclusiv Nicolae Bălcescu, inclusiv Gioseniu, Pletea Veche și Prăjești, toate care sunt, se vor deversa în stația de la municipiul Bacău. Ok. Ceilalți care, străzile principale, practic, reprezintă jumătate din locuitori. Cealaltă jumătate, când o să aibă canalizare? Că și eu sunt în... Acolo, într-adevăr, fii coaie. Acum, întâmplarea face că am ținut cont de tine și ai și canalizare. Este strada prinsă și strada. Da, așa că tu vei fi. Strada alea Sfântul Marcu nu este prinsă. Este prinsă Sfântul Marcu până în capăt. Este, nu Sfântul Marcu. Este asta, eroilor. În fața ta. Eroilor. Strada eroilor. Este strada prinsă. Așa că tu ori eroilor, ori Sfântul Marcu, cred că... Te încadre, da, dar nu mai e vorba numai de mine. Bun, atunci să ne gândim. Deci, după aceea sunt și alte foguri. Deci noi puteam până acum să mergem să deschidem pe alte axe de finanțare, să căutăm modalități de finanțare, dar pentru că noi avem baza, n-ai cum să prinzi. În momentul când ai această canalizare și deja ai baza, după aceea este deschis și te duci cu capul sus și obții altă finanțare. Dar până nu se închide o lucrare, nu poți să te duci pentru alți bani. Adică nu poți să faci o stradă secundară pentru că n-ai unde deversa. Înțelegeți? Deci trebuie, orice proiect care a început trebuie să aibă finalitate. Deci eu sunt sigur că să vedem noi străzile astea principale, că după aceea mai colo 100 de metri, colo 200 de metri, va fi foarte ușor de făcut, mai ales în situația noastră, că merge tot în vale, așa, știi? Unde sunt pompe de, unde sunt străzi în vale, acolo trebuie să pui pompe de unde să împingă, știi, materia asta, dar în rest o să găsim alte fonduri. Asta este. După aceea, avem extinderea sistemului de distribuție gaze naturale în satele Somușca și Valea Mică, comuna Clejde sub Bacău. Cum v-am spus, în afară de lucrarea asta pe care o facem pe banii noștri, pe Valea Mică, acum, imediat după semnare, după aprobarea bugetului, semnăm contractul de execuție a lucrărilor. Deja avem o vii la licitație, avem câștigătorul, dar trebuie să semnăm contractul. Contractul nu poate să semnezi până nu ai sursa de finanțare. Odată cu aprobarea bugetului, avem și sursa de finanțare. La Valea Mică, cât? La Valea Mică. Numai pe șosea? Sau cum era? Nu, vine pe șosea, merge până la Cibotaru, inclusiv merge pe Izlazului, pe strada cealaltă Cernat și cam asta este acum, prima fază. După aceea mai avem un proiect, avem încă 9 milioane de euro aprobați, sau 9 milioane sau euro sau ce sunt acolo, o să stați așa, vă spun acum. Avem 928 de milioane care avem. După ce terminăm partea asta, porțiunea asta cu alimentare cu gaz, începem cu Valea Mică să mergem în sus. Dar până nu închidem lucrarea asta, nu poți să faci proiect în continuare. Noi deja suntem banii obținuți, am contracte, avem toate. Deci, dar până trebuie să închidem lucrarea asta. Aveți deși trei Somușca, avem Somușca și Valea Mică urmează să aibă străzile unde nu sunt, să mai facem extindere. Extindere. Avem întocmire cu. Acum am obținut niște bani de la Consiliul Județean pe fonduri europene, în care vom încerca cu cubul. V-am mai spus că avem probleme cu drumul colector, care urmează. Acolo mai sunt niște probleme. Ar trebui niște, sunt niște suprapuneri în care au ieșit, oamenii au intabulat, au ieșit pe domeniul public. Plus că drumurile naționale ne obligă să stricăm podețele alea care sunt. Nu știu dacă le putem schimba și avem cu porcii. Avem, ei ne-au impus autorizația asta sanitară pentru care ei impun o anumită
rază de protecție, cum ar veni, n-ai voie să construiești. Prima dată ne-au dus la 1000 de metri, am făcut expertiză, am făcut la 500, dar și 500 până la școală e mult ca să interzicerea de a construi pe raza asta. Nu știu ce o să facem, mergem înainte cu Pugul, până la urmă. Creșterea și dotarea, sediul administrației publice. Deci vrem să facem primărie, anul ăsta deja avem foarte multe proiecte, n-am obținut finanțare, poate în următorul mandat cine va fi, poate o să lupte ca să obțină finanțare, să facem o primărie nouă, să mă înghesuiți, să dărâmă clădirea peste noi, toată primăria nici n-are fundație, este crăpată toată, trebuie să găsim o formulă să facem o clădire modernă și cum este peste tot. Aici ați încercat să cumpărați clădirea asta? Deocamdată nu se poate, nu vinde. Am încercat să cumpărăm de mai multe ori. Ei atâta timp cât mai au câte un chiriaș și mai au alte, au venituri în urma acestor prădire, câștigă mai mult. Ca să o pună la punct ca lumea atunci, domnule. Ca să vorbească, nu... Da, un bar. Noi am făcut un bar, nu mai nici bar. Astea au fost proiecte pe fonduri europene. Avem acum proiectele care sunt pe din banii noștri. Modernizare drumuri din interes local în Comuna Grăjel sub Bacău. Valoarea acestor lucrări... Nu, deci modernizarea drumului în interes local. A, 98. Nu, am. Deci mai avem încă un proiect acum în decembrie. Pe FADR, Fondul European de Dezvoltare Agricolă, avem, acum deja avem studiu, în decembrie am făcut acest proiect, urmează să vedem, suntem în, practic, în fază de evaluare, trimitem niște documente la ea și ne mai cer ce trebuie ca să intrăm. Aici am cheltuit 98.000, deci toată proiectul, intabulările, ce facem noi pentru... și așteptăm să vedem dacă intrăm la finanțare. Când preconizați că o să fie asfaltul turnat? Drumurile modernizate. Deci vreau să vă spun că... Aproximativ vă spun că până în iunie avem drumurile asfaltul turnat. Și de ce? În cazul în care nu ne iese cu asfaltul, măcar să punem niște balastru. Aș vrea... chiar am discutat și cu domnul vice treaba asta. Într-adevăr, în fiecare primăvară, datorită ninsorilor, datorită ploilor, drumurile se strică. Să vedem acum unde sunt urgențele cele mai mari, dar eu vreau să vă spun că acum, cu aprobarea bugetului, care imediat încheiem avem un ofertant, semnăm contractul de execuție. Pe drumurile noastre, astea, care de 60 de... cât avem noi, modernizare, stați așa, prin asfaltare drumuri de interes local, care avem bugetul, avem 60 de milioane. Ăsta este. Suntem în prag de licitație, v-am spus, se adjudecă licitația și ne apucăm de treabă. Modernizare și dotare parc-școală. Avem cele trei parcuri, deja avem licitații făcute, așteaptă constructorul probabil să se... Vină din Polonia piesele. Piesele din Polonia, da, așteptăm. Păi nu, că de anul trecut tot o să fie drum, știți. Domnule, eu ți-am spus, omul vin. Păcatul de explicat și reabilitare și dezvoltare sistem de distribuție gaze naturale în localitate Valea Mică. Am discutat, deja ne apucăm de treabă imediat. Modernizare și eficientizarea sistemului de iluminat în Comuna Grăjel sub Bacău. Am discutat-o și pe asta, avem urmează să scoatem la licitație și avem autorizații de construcții, să scoatem la licitație. Deci o să punem un bec pe fiecare stâlp de acum. Pe fiecare stâlp vom demonta lămpile care sunt la europeană și acolo vom face unitar, o gândire unitară totală ca să face... și să se aprindă o funcție de, nu? O să vedem, sigur, ca să facem. Și dacă domnul echipă punem și... o să termin. Iluminat o să fie mai eficient ca consum sau punem tot becul din astea care sunt acum? Dar astea sunt destul de eficiente, mai mult, dar mai puțin decât astea sunt lămpile culet. Lămpile culet sunt toate la fel. Ele n-au consum, noi nu plătim foarte mult la iluminat acum. Câte 1700 de lei pe lună, nu mi se dă consumă modernizare. Zonele care nu sunt iluminate, și în special drumurile principale,
vom pune peste tot. Sunt sfințe toate unițele, fiecare stâlp va avea iluminat. Inclusiv vom pune, vom lega cleja de somușca pe soaza soarelui. Avem extinderea rețea alimentare cu apă. Am pus aici 100 de mii, pentru ca să ne apucăm. Să vedem acum, pe poim, când vin ăștia cu canalizarea sau și cu apa. Apa va veni, nu mai vine de la Siret. Apa vine de la Bacău, de la Crab, de la Poiană, de la Valea Usului, vom avea apă. Ei au mai avem niște străduțe prinse. Străzile care n-au fost prinse, o să văd, o să facem o analiză și vom trage apă peste tot, pe fiecare străduță. Și de asta am pus aici 100 de mii, pentru ca să ne ajungă pentru proiectare, pentru intabulări, pentru ridicări topoi. Sunt sume, aici sunt sume numai cu... Păi vom să facem, sigur că da, estimative toate. Avem extindere sistemul supraveghere video. Aici am prins 1,5 miliarde, 150 de mii. O să o dezvoltăm cât putem cu banii ăștia. Bani nu prea am avut anul ăsta, adică nu prea am avut. Mergem pe proiecte europene, știți? Deci am așa, dăm cu 150 de mii să prindem. Era foarte complicat ca să mergem pe toată comuna, pentru că EON-ul ne obligă să aibă fiecare stâlp să aibă alimentarea lui. Și e foarte greu cu avizele de racordare. Am încercat, dar am putut. Acum la rețeaua care o avem, în fiecare punct, dezvoltăm fiecare punct și mergem stânga-dreapta câte 1000 de metri. În punctele care le avem acum. Avem în toate intersecțiile deja. Pentru că acum avem Digiu are un semnal mult mai bun. M-am uitat acum, se vede cum trece mașina, se vede cum, adică înainte sărea. Că nu aveai semnal, mașina, vedeai mașina aici și mai vedeai mașina ieșit. Unele niciodată de multe ori nu vedeai toate mașinile care trec. Nu, că la Digi, la RDS, este posibilitatea de a achiziționa un pachet puternic. Am achiziționat acest puternic. Da. Sigur, am achiziționat acest puternic. Înființare platformă pentru managementul deșeurilor. Să vedem, noi am discutat la mediu, din ce în ce latul se strânge în jurul nostru. O să trebuiască să respectăm legile, regulile. O să trebuiască să dăm sancțiuni. Unii nu acceptă ca să intre în normalitate, alții... Na, nu știu. Cum o să devenim? O să facem noi niște reguli clare ca să putem să... nici să nu plătim atât de mult. Când o să vină cu plătești cât arunci, atunci o să... poate lucrurile se vor mai așeza un pic. Păi aici ai un și la camere, dacă punem camere de camere, sigur. Trebuie să o facă, monitorizăm, cine aruncă. Amenajare, intersecție în strada principală, la Valea Mică. Am prins în jur de 90 de mii, poți face proiectul, să vedem ce va finalitatea când va fi, oricum în vara asta trebuie să o rezolvă. Ce înseamnă amenajare? E vorba de linia continuă. Linia continuă nu poate să facă la sânta. Și deodată, dacă avem reușit, o să facem poate și aici la ieșire din Siviște, când ești, știi că n-ai voie să faci nici acolo stânga. Să vedem cum pune problema. Eu am vorbit la Iași cu directorul, o zis, domnule, vină cu un proiect. Adică am încercat să stau de vorbă și să spun, domnule, dar dumneavoastră m-ați închis, nu eu. Domnule, vină cu hârtii. Până nu vii cu hârtii, nu te bagă nimeni în seamă. Asta este. Bine, practic, în cea mai scurtin pot să fie ca la autostradă și atunci sper ca traficul de pe european actual să nu mai fie așa. Da, traficul nu o să fie la fel, dar legea rămâne lege. Și n-a ce face, știi? Și mai avem achiziție centrală termică pentru Buda, asta este, n-a fost schimbată centrala. Central, care e 10 mii de euro. Da, mulțumesc. Bun, no, dacă mai sunt discuții pe Matif. Băi, era aici. Voiam să vă întreb, că am văzut și în buget pentru culte prins numai 30 de mii de euro. Știți ce se întâmplă? Noi acum, eu zic că bisericile sunt cam puse la punct peste tot.
Acum, dacă avem solicitări în care, deci singurul lucru la care mă gândesc eu acum, ar fi să facem poarta de la Somușca, de la cimitir. Acolo a fost gard, a fost poartă, noi acum când am reabilitat cimitirul, am stricat, la Cleja, aici sus. Dar dacă dumneavoastră doriți ceva, veniți, singur, nu avem până în iunie, dar facem rectificări. Eu de asta n-am prins că nu avem nicio solicitare. Bisericile sunt acoperite, interior sunt văruite. În principiu, ce să spunem? La Buda s-a cerut, la Buda, la Buda. Nu pot să vorbim așa bine, la Buda s-a cerut văruit, trebuie văruit. Nu așa au zis părinte? Da, la Buda, bine, la Buda sunt mult mai multe, începând la acoperiș, la biserică, electricitatea în biserică, a venit în sus și să dea amenzi, vă doar de două ori. Cum? Zic că Iisus a fost la Buda și a fost amenințat dacă nu vor rectifica partea de electricitate, să le facă tot ce înseamnă partea de electricitate, vor de amenințat. Data viitoare. Cine a... Apoi văruiala... De câte ori s-a solicitat finanțarea, de câte ori s-a solicitat, cu respectarea legii putem să dăm. Okay. În condițiile în care vine preotul și acceptă să discute și să vorbim, domnule, am nevoie de o ofertă, am nevoie, nu că fac ce vreau eu cu banii, adică să-i dau bani, că fac eu ce fac cu banii, nu este o, cum să spun, o atitudine corectă. Legiuitorul, când am putea de conturi, sau indiferent cine, la ultimul bănuț mă verifică. De când dai banii și până la procesul verbal de recepție. Am făcut acolo, noi am dat 30.000 atunci cu casa, capela mortuară. Am vorbit cu părinte, să facem o recepție. Nici nu vrea să audă, să zici că el face ce vrea cu banii. Ori în condițiile astea, când o să am un control, sigur, până la urmă, cumva trebuie să-l lămurim și să-l lămurești, pentru că nu ne jucăm cu banii statului. În momentul când a făcut o lucrare, ceea ce a cerut, trebuie să-și justifice să facă proces verbal de recepție. Deci nu este jucărie cu banii cu statul. Vă spun, am dat cu subsemnatul pentru fiecare cărămidă care se pune în comună. Și nu este de joc. Dacă îmi permiteți, vă rog, dacă tot suntem pe subiectul cu banii de culte și cu banii care s-au aruncat la capela de la Buda, eu am înțeles că părintele a adus facturi doveditoare și toate facturile sunt în regulă și că dumneavoastră le-ați ignorat într-un fel sau ceva de genul. Da, probabil am multe informații, nu am nicio, doar am auzit că facturile au fost la primărie aduse sau copii după factor și... Ascultați-mă, în momentul care este... Am proces verbal, primit și registratorul la primărie, că s-a dat numai de registrare pe bopie sub casă. Dar nu ceamă este adevărul, că practic noi acum nu facem decât să vorbim. Au venit cu decantul. Ai trebuit să vă dat la Vali? Nu, la Buda, pentru că eu știam că nu s-o venit cu procesul verbal. Este proces verbal, are și un număr de registrare. Dar pentru banii nu nu, ați făcut proces verbal de recepție acolo? Ai proces verbal de recepție? Am un dosar lăsat, nu știu, n-am avut timp să mă uit dacă este... Păi, haideți, nu, deci voi analiza, dacă ziceți că a venit ceva, părintele zice că el este în deplină legalitate cu toate actele, că le-a dus la primărie. Dacă este, la mine nu știu, n-a apărut nimic. Este un dosar luat la mine pe birou de la registrare. Deci, noi și știu că nu s-a făcut, deci proces, întâi să facem un proces verbal de recepție. Iar noi, când au venit la finanțare, mi-au prezentat un deviz. Okay, devizul ăla care a fost făcut, acel deviz trebuie să-l văd ca și cheltuială la procesul verbal de recepție. Păi am înțeles că suma totală este pe facturi și facturile, asta ziceam, că trebuie... Deci, încă o dată, când a venit, eu nu știu nimic, asta este. Mă uit, știu că am. Nu, vă rog, ca să nu dăm știți. Da, nu, dar noi acum vorbeam de buget de anul ăsta. Acum cine... Nu, vorbim de finanțare pe anul trecut. Finanțare care s-a făcut prin culte, la biserica de la Buda, da? Acei bani au ajuns la părintele, părintele a făcut construcția. Pe data de 18-12 a fost. Scuze, domnul Giru, lasă-mă să spune. 18-12? Da. Așa. Are toate facturile, le-a prezentat la primărie și atunci nu are rost să vorbim. Nu, așa este. Dacă așa este, încă o dată, la mine nu a ajuns. Și știam de problema asta când s-a făcut recepția la această lucru. Bună, eu nu înțeleg. Trebuie să ajungă la dumneavoastră, la domnul primar Iștoc prezent sau la... Asta m-a pus și domnul administrator l-a direcționat și a ajuns la mine.
Deci, contabilitatea nu a ajuns la domnul primar. Deci, domnule, n-am știut eu, la ora actuală, nu știu. Era o problemă, știam anul trecut că n-a venit când așa și după am rămas așa cu... Că sunt multe. Hârtii peste hârtii. Mai am o, de fapt, la diversi, o să mă întreb. Terminați cu problemă. În legătură cu cultele, aș vrea să eu că știți că fiecare localitate, la un moment dat, va trebui să aibă o capelă mortoară, că nu vom aduce repozitații de la Valea Mică la Buda, nu, sub nicio formă. Va trebui să avem și la Valea Mică o capelă mortoară. Deci, acum nu zic că... Veniți cu o cerere, după care împreună le discutăm și le aprobăm. Pentru că tot ce se face în comună, fără acordul dumneavoastră, nu se poate. Aici va fi nevoie de o sumă puțin mai mare. Nevoie de o sumă pe care proiectantul pe care vrea să facă, să ne spună, domnule, pentru că veniți cu un proiect. Ce vreți să faceți? Că suma este mare sau mică, că așa discută, după hârtii, nu prin cap. Veniți, domnule, uite, pentru ca să fac un 10 pe 10, 5 pe 5, 6 pe 6, costă atât. Ai un deviz, un proiect. Până nu dăm drumul la un proiect, nu putem face. Dar e vorba de construcții. Să completez. Deci, adunată mai devreme că toate proiectele sunt trecute și aprobate de Consiliul Local și că nu se face nimic fără acordul nostru. Sigur. Ok. La o ședință anterioară s-a discutat, la ultima ședință, despre o alocare, despre o mărire de salarii cu 5% la toți angajații din primărie. Din câte am înțeles eu că acel proiect a fost retras, nu că am înțeles, așa este. Și am înțeles că nu a fost retras, nu au fost avizele pentru a fi pus în fel, de zi. Exact. S-au mai mărit salarii la primărie sau deci, nu? Haideți să spună, deci noi am vrut să fim transparent. Ca să știm și noi. Nu, asta nu. Deci, ca să fim transparent. Noi am vrut să fim transparent. Dar aici nu ține, lucrurile nu țin de mine. Ce e legea mai presus decât hotărârea unui Consiliu Local. Păi atunci, de ce ați mai venit la noi să... Așa a fost. Pentru transparență. Deci vreau să unele primării, pentru transparență. Unele primării au venit, altele n-au venit. Dar eu vă spun acum... Și banii sunt... pentru transport au aprobat? Nu, nu sunt pentru transport. Acolo nu-i lege. Acolo nu s-a dus legea că e obligatorie. Acolo ține de hotărârea dumneavoastră. Dar aici a fost legea. A fost, și vreau să vă spun, 5% a fost practic inflația de anul trecut sau o chestie ce țin ei conci. Gândesc și ideea că era prin Consiliul Local și pe urmă am înțeles că deci, nu-i vorba de... Până la urmă, legea privează în fața... În fața unei atunci legea trebuie să zică, nu mai e nevoie de... Dar n-a fost nevoie. Dacă mai sunt discuții, imaginea acestui proiect, dacă nu mai sunt, trecem la vot. Cine este pentru? Domnul Jitanu? Deci. Deci votul pentru. Vă rog să ridicați cine e pentru. 7, 8, da? Și domnul Jitanu 9, da? Da. Pentru. Abține? 2. 3. Care 3? Cadar, domnul Cadar. Da. Acum, dacă... Da. Așa, domnul Cadar. Dacă îmi permiteți să... Sigur... ați venit și ați depus jurământul că veți face totul pentru ca lucrurile... Pentru comună, ca să spun așa. Spuneți-mi și mie, dacă tot n-ați votat, am discutat tot bugetul, n-ați avut nimic de comentat, n-ați dorit să facem, să spuneți, domnule, aici nu sunt, dar noi bine, e bine acolo. Totuși ați putea justifica de ce nu sunteți de acord cu bugetul? Nu, am abținut. Păi abținerea înseamnă împotrivă. Nu totdeauna. Nu, abținerea înseamnă împotrivă. Deci asta vreau să vă spun. Adică așa ar fi bine, dacă veniți totuși, să fiți de bună credință. Eu sunt alături de dumneavoastră. Putem face orice modificare în aceste cifre. Eu nu fac nimic, nu iau nimic acasă. Fac pentru comunitatea în care suntem. Dar nu este corect această atitudine. Dumneavoastră sunteți din banii publici plătiți pentru treaba asta.
și ei v-au votat nu ca să spuneți nu, nu, nu la toate proiectele. Nu ei, au, ei v-au votat ca să facem ceva în comunitatea noastră. Dacă dumneavoastră nu aprobați acest, dacă dumneavoastră nu aprobați acest buget, toată comunitatea se blochează. Cum s-a blocat anul trecut cu USR-ul, anul trecut am pierdut un an. Am pierdut un an de proiecte și un an în care societatea n-a, Comuna Cleja n-a beneficiat de acest gaz care era gratuit anul trecut, adică gratuit însemnând că EON-ul suporta toată contravaloarea lucrării. Acum dăm 8 milioane. Nu m-am certat, acum s-a pun. Nu vă cert, nu vă conștientizez. Vreau să vă conștientizez că n-ați venit aici să spuneți numai nu. Deci nu mi-a să voturile. Deci pentru, câți erau? Din nou toată lumea. 10 pentru. 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 Aș propune să aducem o firmă, dacă noi nu putem cu angajații proprii din primărie, să curățăm tot vadul părăului. O crescut papura aici, acolo, dacă se poate face cu forțe proprii, poate mai bine. Luăm în calcul și așteptăm un pic totuși să se încălzească acum, să se zvânte un pic. Într-o săptămână s-a roșit părăul. De la mine, de la munte, ceva se diversează în părăul. Deci, s-a înroșit, s-au umplut pietrele cu măzi de aia, dar într-o săptămână așa. La țuică. Dar era țuică, înseamnă că cineva a făcut țuică. Dar cine mai are cazan? Că la un dat era cazanul ăsta lui... Da, da. Și acum nu mai este. Da, da, hai, sănătate. Domnul Ștaru să vedeți. Într-o săptămână, pur și simplu, erau pietrele curate, nu știu, într-o săptămână s-au înroșit tot. Să notăm ca să mergem da, de părău, să vedem de unde e bine. Și mai am, mai am o propunere. O familie cu un copil cu dizabilități, autism. Așa. Cere ca să facem ceva pentru copiii ăștia cu autism în comună. Adică și că am avea și persoană care se ocupă de consiliere, se ocupă de tot din da. Așa. Undeva, la after school sau da, eu. Știu. Spuneți finalul, că știu că am despre ce-i vorba. Păi, asta e propunerea, să ne ocupăm un pic și de treaba asta, să înființăm o, mai un centru. Nu, nu, eu credeam că vorba de transportul public. Nu, un spațiu unde acea persoană care se ocupă cu consilierii la... Ah, păi da, dar au venit astăzi la mine. Deci dacă e vorba de persoana care știu despre ce e vorba. Și noi am zis da, au venit la mine astăzi și am zis da. Deci avem spațiul ăla care îl avem acolo, care unde a fost farmacia și am vorbit, am zis să facă o să fie persoană fizică. Trebuie să aibă o personalitate juridică ca să poți să-i dai. Nu poți să dai la o persoană fizică. Deci ea este cu psiholog, pedagog, da. Și va face pe toată comuna Cleja, face ședințe cu toți copiii care erau mai mulți copii. Așa. Deci am vorbit astăzi înainte de ședință, am fost la mine, ei știu despre cine e vorba și am zis că cu bucurie îi dăm acel spațiu. Deja... Hai, vreau să mai întreb ceva. Da. Foarte scumpe materialele didactice pentru chestia asta. Oare putem suporta? Care? Mai spuneți-mă. Materialele pe care lucrezi copiii sunt foarte, foarte scumpe. Nu știu dacă o persoană juridică își poate permite o investiție de acest gen. Putem găsi deocamdată să vină și să detaliem situația, că eu nu sunt în domeniu și nu știu ce să spun acum. Dar, ca și spațiu, noi avem farmacia acolo unde avem 3 camere, mi se pare, avem toaletă, avem centrală, avem toate condițiile, numai să înceapă treaba. Și am spus, mi-au zis că într-o săptămână obține, că i-am spus că trebuie să aibă personalitate juridică ca să poți să să oferi un spațiu. Și eu zis că se ocupă, o să vină, n-avem nici... Și vreau să vă spun că chiar vreau să ajut, nu așa, că unde e vorba de copii, nu se pune problemă. Dacă totuși este vorba de ajutor pentru copii,
De-a lungul timpului, în ultima perioadă, foarte mulți copii de la noi din Cleja au ajuns să facă facultăți în universități de tot din țară. Foarte mulți sunt foarte, foarte capabili, dar nu au posibilități financiare. Nu am putea noi, ca primărie, dacă totuși avem niște bani excedent, să achiziționăm niște locuințe pentru acești copii, exact cum a făcut UDMR-ul, ca idee. Au apartamente la Iași, la Cluj, să luăm și noi două apartamente, câte un apartament în orașele astea mai mari, să fie proprietatea primăriei, unde ca copiii care învață carte să poată să stea, să plătească utilități, dar să mai plătească cazare, că știți, să faci o facultate la Cluj, ca de exemplu, sau la Iași, sau la București, dai la chinie 20 de milioane. Copiii ăștia care sunt foarte buni, să nu ajungă să învețe în facultăți bune datorită banilor. Dacă am putea acum... Haideți, ce se întâmplă? Raza noastră de activitate este pe raza Comunei Cleja. Ce putem face? Noi putem face aici, pe OAT Cleja. Nu pot să... Și nici nu știu dacă ar exista, dar nu există așa variantă. UDMR-ul este o asociație care ei au cumpărat spații în toată țara, peste tot, în fiecare comună. Asta este politica Ungariei, ca să spunem. Ați zis cuvântul asociații, da? Da. Și noi, de-a lungul timpului, tot am dat bani la asociații. Asociații sportive, păi, facem, înființăm sau găsim o asociație care se ocupă de așa ceva și finanțăm cumva, da, nu, prin asociația respectivă. Dar legea prevede clar ce poți finanța și ce nu poți finanța. Dar era doar un Nu. Ceva cumva să ajutăm copiii, că am avut o discuție cu cineva, un copil foarte, foarte bun și nu poate să meargă la facultate fiindcă nu își permite chiria. La cămin, la facultățile de top, chiriile, la cămin nu poți să intri că sunt locuri limitate. Și un copil cu medie de 9,50 nu intră la cămin, pur și simplu, fiindcă nu are loc medie. Dacă e să discutăm după ședință, îmi spui și mie despre cine e vorba, să găsim o formulă. Okay. Dar aici discutăm strict de bugetul unei comunități. A fost vorba de copii și... Deci dacă discutăm după ședință, să vedem ce putem face. Tot printr-o asociație să fie ajutat. Dar nu tu ca primărie. Am înțeles. N-ai bază legală. Okay. Aici aș avea o problemă. Acum, domnul fericirii, cazuri fericite care învață bine. Eu aș vrea la cazurile mai puțin, care s-au născut mai puțin norocoși, persoanele cu probleme medicale. Avem persoane, și în Cleja și Somușca și Valea Mică, care au venit sub 1000 de lei, care vă dați seama ce se poate face cu o sumă de 5-600 de lei și au probleme medicale, cu handicap. Dacă s-ar putea un ajutor în excedentul bugetar care ne-a fost prezentat, să prindem o dată de ziua națională, de, eu știu cum a fost acum ziua bolnavului și altele, să fie cumva o compensare la prețul ăsta care... Tot ce facem aici în comunitatea noastră trebuie să fie, să aibă un cadru legal. Sigur, cadru legal, da. Cadru legal. Deci legiuitorul, când o stabili, pentru gradul 2 ai 600 de lei, pentru gradul 1 ai 20 de 2000, când era stabilit. Noi nu putem. Sunt legi clare. Am înțeles că subvenționăm gunoi manager acum anul ăsta, pentru că e an de campanie. Nu. Electoral. Nu, ascultați-mă un pic. Nu o să subvenționăm. Anul ăsta am de... Pentru că va veni va veni sistemul plătești cât produci. Noi subvenționăm un pic gunoiul până când apare sistemul produci cât... În momentul când a apărut acel sistem, plătești cât produci, deja fiecare plătește cu tomberonul care l-a scos. Dar credeți că e corect ca o persoană cu probleme medicale să aibă aici, sub 1000 de lei? Aici, așa, eu vă spun un lucru. Când vorbim de subvenționarea acestui gunoi, ne referim la toată comunitatea. În egală măsură subvenționezi și pe Bali, și pe Iștoc, și pe... Atunci, pe toată lumea beneficiază de această subvenție. În momentul când mergi la o singură persoană și spui ăsta e mai amărât decât celălalt, tu ești, nu poți, cum detașezi unul de celălalt? Pentru că situația cu gradul 3 este și, dacă ne luăm un pic, și băiatul lui, și fata lui
Jitaru, care tot la fel 600 de lei ia. Înțelegi? Și atunci ar trebui să-i dai. Dacă îi dai lui ăla 10.000 de lei, îi dai și lui Jitaru, îi dai și cu toate. Păi ne începem să dăm niște pensii? În ce condiții? Nu am zis așa. Deci, o dată, de două ori pe an, un fel de premiu, un fel de ajutor, eu știu social cum se ia în calcul, să-i să... Iar în momentul când dai banii statului, trebuie justificare pentru orice faci. Nu crede că vor veni de la Curtea de Conturi să-l întrebe, domnule primar, de ce i-ai acordat bolnavilor? Zice, nu, ăla de la Curtea de Conturi, ăla de la Curtea de Conturi te întreabă care e cadrul legal. El nu te întreabă că ăla așa, știu că, știi ce se întâmplă, sunt atât de mulți săraci, că la un moment dat nici nu știi dacă i-a pus de implici. Știi deci, că săracii mai sunt și de putură, dar sunt bolnă persoane cu handicap. Aici e vorba. Domnul primar, deci, o altă problemuță dacă e, na, aici e mai... Câini v-au rămas. Câini fără stăpân. Cel puțin la vale, în partea aia, s-au mulțit extraordinar de mult. Și nu-ți căței să zici că-s pichinezi sau bișoni. Și pe Berța, la fel. Îți dita mai dulăi, să zic așa. Sunt câteva case acolo, cel puțin... Azi treceau, așa frumos treceau pe drum. Ce facem? Cum facem? Găsim o soluție. Apelăm la un serviciu externalizat. Este serviciu externalizat. Trebuie să-ți faci tu serviciu aici, așa. Problema e că trebuie să prinzi câinii ăia. Ăia trebuie prinși. După aceea îi trimiți la un adăpost, 900 de lei un câine. 900 de lei ca să-ți iei câinele de aici. Dacă... Și aduce înapoi. Și după aceea ia la toată să încarcă și aduce ce găsește. Este o situație generală, este o situație generală în toată România, inclusiv București, inclusiv... Nu, n-ai soluții. N-am soluții. Cu cine să prind eu câine? Îl chem pe ăla, hingherul ăla care vine, nu, atunci nu găsești câinele. Câinele nu stă. Cam înțelegi? Deci aici, 900 de lei dacă vreți, asta este de un câine. Dacă îmi permiteți, înființez eu un centru de asta, că tu 900 de lei de câini. Dar prezentați-le dacă sunt, poate noi nu știm, dacă sunt soluții, prezentați-le, adică nu le ținem pe lor noi, nu? Bă, ce să-ți face de centru? 900 de lei un câini. O să încercăm, dacă vreți, noi deja am aprobat acest serviciu, aici avem, dar serviciu trebuie să facem achiziția. O să facem o achiziție, cât ar costa, să vedem un buget și asta e. Dacă îmi permite. Dar achiziția o faci, trebuie să găsești un centru unde să depui. Să-i aduci mâncare. Uite, dacă domnul se oferă, noi avem serviciu, hai să facem mână de la mână și faci un ad hoc de câini. Dar să știi că ești urmărit, să le dai mâncare, iar n-a trebuit să le asigur căldură, pentru că și ele sunt suflete. Aceste... Ne-a prins bani în capsic. Mai am două puncte, dacă îmi permiteți. Domnul Savo a zis ceva de... ajutor pentru oamenii cu nevoie, cu dizabilități. Din câte știu eu și doamna contabil, cred că ne poate explica și dumneavoastră la fel, conform legii se asigură venitul minim garantat pentru fiecare cetățean al țării, da? Venitul minim, din câte știu, este vorba de un 42% din salariu minim brut pe economie. Da. Asta ar însemna 1000 și ceva de lei. Păi atunci cum acele persoane au numai 500 de lei dacă statul le asigură venitul minim de 1000 și ceva de lei, 1180 de lei sau cât vine, nu știu, doar dacă puteți să-mi dați un răspuns. Da, conform Constituției, statul trebuie să garanteze siguranța cetățeanului și să-ți asigure. Numai că tot statul spune că treceți la muncă, fraților. Da, dacă au probleme cu sănătate, nu poate pleacă la muncă. Da, ca să ajungi, ascultă-mă, sunt de acord, eu chiar mă uit, uitați, așa, mă uit, de exemplu, situația dumneavoastră, domnul Cadă. Vă rog frumos. Nu vreți, nu merge pe persoană, nu merge pe persoană. Oamenii nu se angajează, nu muncesc nicăieri. Și spun, bă, du-te, bă, și angajează-te, că mâine, poimine, mori. N-ai să aibă cine să-ți vină pâine. Și mă duc și zice, da, trebuie să mă scol la 6 dimineață. Bă, omule,
zic, dar totuși ai un venit. El merge cu ziua, ia 100 de lei, are 3 zile de băut, a patra zi mai merge odată la muncă. Și după când ajunge la vârsta de pensionat sau când ajunge bolnav, pentru că ăștia ajung bolnavi de obicei, se duc toată ziua, stau în crășmă, face o ceroză, face cerdoare și zice, domnul primar, da, m-au băgat în spital și nu-mi dau ăștia asigurările, nu vor să mă primească pentru că n-am. Faceți-mi și mie, vă rog, la urgență, ajutorul social, ca să pot să beneficiez de spital. Acum, haideți domnul și să fac. Ați sărit cu totul altceva. Aici am vorbit de persoanele care s-au născut așa. Încă o dată, situația e complexă. Legiuitorul a stabilit anumite, la fiecare în parte, nu putem noi stabili noi aici, ca și Consiliul Local. Fiecare să luăm fiecare persoană în parte. El e bolnav, ăla nu e bolnav. Că au fost bolnav, s-a dus la doctor, i-a dat 600 de lei. Ăștia-s banii. Nu putem noi să dăm din bugetul local, hai să-i dăm și lui ăla, hai să dăm, pentru că apar toți vin atunci. Stai, deci i-ai dat lui ăla și nu mi-ai dat și mie. Pentru că toți au dreptate. A fiecare om are dreptatea lui. Deci dacă există un singur bolnav care i-ai dat, vine și celălalt. Și spune și mie de ce. Eu am... Toți care au hârtie, au drepturi. Păi hârtia care are primește de la stat. Când vine, el spune bolnav gradul 1, gradul 2, gradul 3 și fiecare este stabilit până care vine, care nu se... Banii nu se dau din bugetul nostru, din bugetul statului. Statul acordă bani pentru ăștia. Pe asta ce ar însemna? Imediat ai terminat bugetul. Crezi că noi avem 18 miliarde pe an. Nici nu ne ajung, știi cum, nici la asistenții personal nu ne ajung banii care noi avem aici așa. Păi dacă te uiți în bugetul nostru, vezi că ei 200 de mii, că 2 miliarde avem pe impozitul pe clădiri, că banii noștri de unde vin? De impozitul pe salarii, pe TVA, pe impozitul pe clădiri, pe impozitul venituri din tot felul de activități care are fiecare. Ăștia să noi nu avem bani, avem 15 milioane, cât avem? 15 milioane. 1.800.000, nu? Atât avem. 1.800.000 care nu ne ajung nici pentru asistenții personale. Noi ce avem? Avem din partea statului, avem bani atât. Și ăia sunt a statului și noi suntem statul aici, noi tu nu ai cum să dai decât conform legii. Mai am o întrebare referitor la punctul de pe ordinea de zi, referitor la eficientizarea energetică a instituțiilor statului, școli și așa mai departe. Așa. Am uitat să vă întreb atunci, nu am putea să depunem proiecte și pe fonduri europene prin proiectul Casa Verde pentru panouri și baterii și... Da. Că aceste instituții, practic, consumă un curent electric care s-ar putea produce ziua. Seara nu este nimeni prin primărie și prin școli. Și atunci, ziua de la soare, am putea să facem acea energie. Da, haideți, cum este programul, acest program care este pentru eficient, pentru Casa Verde, cum se numesc, este și un program și la persoanele juridice. Și este și pe instituțiile publice. Numai că, unde pui panourile, deci ai pus panourile, trebuie să ai locul de consum tot acolo. De exemplu, mă duc, eu am vrut să fac chestia asta la Somușca. Că trebuie să ai și spațiu cum să pui, dacă n-ai spațiu degeaba. Pui și să ai și orientarea către sud. Pentru că asta ai, ca să ai lumină toată ziua. Pentru că dacă pui spre nord, hai să vezi că e întuneric tot timpul și nu-ți produce niciun curent acolo. În schimb, în momentul când eu am vrut să cumpe școala Somușca, eu trebuia să consum această energie pe școala Somușca. Pe, nu școala, pe căminul de la Somușca. Ori acolo eu n-am consum. Ce fac? Nu, eu mă refer la școli, unde este consum, toată ziua, ca aici, uitat, dincolo. Mi-ați apuntat exact pe școala că nu are consum. Păi nu, noi am încercat, dar acum școlile noastre se intră renovare, în reabilitate. Păi mă refer la... Nu am găsit unde să pun, înțelegeți? Asta era. Adică n-am găsit locația unde să... Am văzut pe școala sau pe acolo, pe... Restul intră în toate școlile. Buda intră în reabilitare, Cleja intră în reabilitare, Somușca în reabilitare. Nu ne putem atinge. Nu am nicio latură de acoperiș care să fie cu partea înspre... Dar toate se dau jos. Păi se lucrează la ele. Eu am înțeles, vreau să spun. În programul care urmează, de care o să fie, după ce terminăm școala, avem niște panouri aici, așa, și la școli, se mai pun niște panouri pe școli.
Asta îl luăm în cap. Să folosim și acele și bani care folosim sigur că da. E vorba de bani foarte mult și păcat să ratăm ocazia. Deci noi avem în vedere și lucrul ăsta. Numai că acum suntem cu reabilitări, suntem în momentul când totul e curat și o să începem. Pași. Ok. Altceva dacă... Dacă mai sunt probleme. Dacă nu mai sunt, considerăm ședința închisă și începem cu lună mare.